13. Instinctul îi spunea lui Nancy Molino că se afla pe o pistă. Posibil chiar un reportaj major, deși deocamdată era amorf și lipsit de substanță. Mai erau și alte probleme. Una era aceea că nu știa cu adevărat ce anume căuta. O alta era nevoia practică de a lucra alte subiecte regulate pentru California Examiner, care limitau timpul disponibil pentru nebuloasa ei cercetare. Ceea ce îi îngreuna și mai mult era faptul că încă nu se confesase nimănui și mai ales redactorului de la secția reportaje a examinerului, care era întotdeauna într-o goană nebună după rezultate și n-ar fi putut pricepe niciodată că finețea și răbdarea puteau fi uneori unelte importante ale unui bun reporter. Nancy le avea pe amândouă. Le folosise începând cu întrunirea anuală a acționarilor Golden State Power and Light când Nim Goldman îi sugerase furios de ce nu-l investighezi pe el, el era Devi Bilson. Goldman firește își pierduse calmul și nu se așteptase ca ea să ia sugestia în serios. Dar, după ce se gândise mai bine, Nancy o făcuse. Mai fusese ea curioasă despre Birson și înainte. Nancy n-avea încredere în oamenii ce se aflau întotdeauna de partea dreptății și a celor oprimați sau ar fi vrut să se creadă asta despre ei, așa ca Devi Birson. Din experiența ei, Nancy știa că soiul ăsta de făcători de bine liberal-populiști Căutau de obicei să fie ei numărul unu cu toți ceilalți înșirați, cale lungă în urma lor și adunând frimiturile căzute. Văzuse multe de acest fel cu ochii ei în comunitățile de culoare, la fel ca și în cele albe. Domnul Milo Molino, tatălui Nancy, nu era un făcător de bine liberal. Era un antreprenor de construcții care toată viața urmărise un singur obiectiv, franc și declarat, să se transforme dintr-un băiat sărac, născut din părinți negri într-un sat din Louisiana, într-un om bogat. Reușise, o făcuse cinstit, iar în prezent, domnul Molino era într-adevăr foarte bogat. Totuși, tatăl ei, observase Nancy, făcuse mai multe pentru oamenii de aceeași rasă cu el, oferind locuri de muncă stabile, salarii frumoase și demnitate omenească, decât o mie de activiști politici și alții ca ei, care, vorba aceea, nu avuseseră niciodată întâlnire cu un stat de salarii. Nancy îi disprețuia pe unii dintre liberali, inclusiv pe cei albi care se purtau ca și cum ar fi încercat să răscumpere ei înșiși 300 de ani de sclavie a negrilor. Felul de a se comporta al celor idioți era de parcă o persoană de culoare n-ar fi putut greși cu nimic niciodată. Nancy se distra prin a fi dură și rea cu ei, privindu-i cum înghițeau totul zâmbind și lăsându-o să-și facă de cap într-un mod adeseori nescuzabil, numai fiindcă era negres. În același timp, Disprețul său pentru toți aceștia creștea. Penim Goldman Golman însă nu-l desconsidera. De fapt, deși acest lucru l-ar fi uluit pe Nim, ajunsese să-l placă și să-l admire. Golman o ura din rărunchi, iar Nancy știa. O ura de-a dreptul, nefăcând niciun efort de a o ascunde. O ura ca reporteră și ca femeie. Nancy era perfect sigură că nu era nicio legătură între culoarea ei și ura lui Golman, care ar fi fost la fel de intensă și dacă ea era albă, galbenă sau cine știe ce nuanță de purpuriu. În ce privea ura sa față de Nancy Molino, Goldman era daltonist. Ceea ce era, cum nu se putea mai bine. Ergo, Nancy îl respecta. Într-un mod pervers, pe care și îl recunoștea ca pervers, îi făcea mai degrabă plăcere să stârnească mânia lui Goldman. Era atât de al dracului de răcoritor. Cu toate acestea, ce e destul, e destul. De două ori îl trăsese bine și pe drept în țeapă, dar nu era corect să continue astfel. În plus, ticălosul avea stomac tare și era cinstit, ceea ce însemna mai mult decât puteai spune despre majoritatea predicatorilor tociți de la audierea, unde Goldman spusese ce în gușă și în căpușă și apoi i se pusese călușul. Despre acea dezbatere, Nancy scrisese articolul pe care trebuise să-l scrie întrucât se mândrea a fi, întâi și înainte de toate, o bună ziaristă ceea ce însemna să fie necruțătoare trecând pe planul 2 emoțiile și sentimentele personale. Dar nimic din toate astea nu împiedicase să-i pară rău pentru Golman și în sinea ei îi nu treagând gânduri bune. Dacă ajungea să-l cunoască mai bine, ceea ce era improbabil, poate într-o bună zi i-ar fi spus toate astea. Între timp exista o anume logică și justiție, considera Nancy Molino, în faptul că, abandonându-l pe Goldman ca țintă, își mutase atenția spre Devi Birson. Pe Birson, cu certitudine, nu-l admira, fiind convinsă, chiar și în acest stadiu incipient al investigațiilor ei, că era un prefăcut și probabil un ex-croc. Începuse, la scurt timp, după întrunirea acționarilor GCPNL prin a investiga discret P&L FIP-ul lui Birson. Asta îi luase câteva luni, căci lucrase în timpul liber și existaseră câteva perioade de durată când nu avusese așa ceva. Dar rezultatele, oricât de lente, erau interesante. Bilsong, aflând Nancy, fondase P&L cu patru ani mai devreme într-o perioadă când inflația plus prețurile mărite la petrol forțaseră o creștere substanțială a costurilor la curent și gaz. Fără discuție, scumpirile cauzaseră greutăți familiilor cu venituri mici și medii. Bilsong se proclamase tribunul poporului. Felul său incisiv și pitoresc de a lua atitudine cucerise imediat atenția mas-mediei și... Investise în ea, recrutând mii de membri în PNLVP. Pentru a îndeplini aceasta, Birsong angajase o mică armată de studenți la universitate ca propagandiști, iar Nancy reușise să localizeze mai mulți foști studenți de acum care lucraseră pentru el. Toți, fără excepție, erau scârbiți de acea experiență. Credeam că facem o faptă nobilă ajutându-i pe cei fără privilegii, îi spuse lui Nancy, unul dintre foștii studenți arhitect, dar am descoperit că ceea ce făceam în primul rând, era să-l ajutăm pe Devi Birson. Când au pornit, cu propaganda continuă sursa, ni s-au dat să luăm cu noi petiții pe care le tipărise Birson. Petițiile erau adresate guvernatorului, senatului, comisiei utilităților publice, temir cui, chemau la reducerea taxelor utilitare pentru consumatorii rezidențiali supra-solicitați, iar noi mergeam din ușă în ușă, cerându-le oamenilor să-i scălească. La dracu! Cine n-ar fi semnat asta? Le-au semnat cam toți. O altă fostă propagandistă, o tânără, ce consimțise cu aceeași ocazie să discute cu Nancy, continuă relatarea. De îndată ce primea o semnătură, nu înainte, ni se spunea să explicăm că organizarea de petiții costă bani. Așa că aveți bunevoința să ne ajutați, donând 3 dolari pentru campanie, ceea ce include și calitatea de membru pe un an în PNLFP. De acum, oamenii cu care stăteam de vorbă își imaginau că ne datorează ceva pentru o stenelă. Era o psihologie isteață. Bilsong se pricepea la astea și foarte puțin, chiar familii sărace, nu ieșeau pe interval cu cei trei gologani. Nu era nimic realmente necinstit, cred, spuse tânărul arhitect, decât, dacă nu consider necinstită, colectarea a o grămadă de bani mai mult decât era nevoie pentru activitățile PNLVP. Dar ce era într-adevăr o înșelătorie, e ceea ce a făcut Bilsong cu studenții care au lucrat pentru el. Bilsoc ne-a promis ca renumerație, urmă tânăra, un dolar din fiecare trei obținuți, dar a insistat că toți banii trebuie să ajungă la el mai întâi, după cum ne-a explicat, pentru a fi trecuți în registre, iar pe noi ne va plăti mai târziu. Ei bine, a fost mai târziu, mult mai târziu. Chiar și atunci am primit doar un sfert din când ne promisese. 25 de cenți în loc de un dolar din trei. Ne-am certat cu el, bineînțeles, dar n-a spus altceva decât că înțelesese noi greșit. Nu aveați la mână nimic scris? întrebă Nancy. Nimic. Am avut încredere în el. La urma urmei, era de partea celor săraci împotriva marilor afaceriști, sau cel puțin așa credeam noi. De asemenea, adăugă arhitectul, Birsong avusese grijă, după cum ne-am dat seama mai târziu, să vorbească cu fiecare dintre noi. Astfel, niciun martor. Dar dacă a existat o neînțelegere, atunci cu toți au înțeles greșit în același fel. N-a fost o neînțelegere, spuse femeia. Birsong e un excroc. Nancy Molino îi întreba pe cei doi frați propagandiști și pe alții: câți bani estimau ei că se adunaseră? În propriile lui declarații publice, Bilsong raportase că PNLVP are 25.000 de membri. Dar majoritatea celor cu care vorbise Nancy credeau că cifra reală era substanțial mai mare probabil 35.000. Dacă era pe așa, și scăzând suma plătită propagandiștilor încasările din primul an ale P&LFP se apropiau probabil de 100.000 de dolari, majoritatea cash. Nu-i glumă, spuse arhitectul aflând de estimația lui Nancy. Birson are o afacere profitabilă. Poate mi-am greșit eu cariera, adăugă cu pism. Un alt lucru descoperit de Nancy fu acela că strângerea banilor de către P&LFP continua. David Birson angaja și în prezent studenți de la universitate Exista întotdeauna o nouă generație având nevoie de muncă la jumătate de normă și nevoie de bani, iar obiectul era de a obține tot mai multe înscrieri anuale în PNLVP, precum și de a reînnoi apartenențele vechi. Se părea că Birsong nu mai înșela studenții. Probabil își dădea seama că nu-i putea merge la nesfârșit. Dar cu siguranță, o oală întreagă de bani se vărsa în PNLVP. Ce făcea Birsong cu numerarul? Nu părea să existe niciun răspuns simplu. Adevărat, oferea o activă opoziție vocală față de Golden State Power and Light pe mai multe fronturi, uneori încununată de succes și mulți dintre apartenenții P&LVP considerau că primesc lucrul pentru care au plătit. Dar Nancy se îndoia de asta. Cu ajutorul unui contabil făcuse calculele aritmetice și chiar lăsând loc pentru cele mai generoase cheltuieli și un salariu personal al lui Bilson, n-avea cum să fi putut cheltui mai mult de jumătate din cât în casa. Așa că unde mergea restul? Cea mai plauzibilă ipoteză era aceea că Birsong, care controla total P&L FIP, sifona bani în altă parte. Totuși, Nancy nu putea dovedi. Nu încă. Consultantul ei contabil spuse că, până la urmă, serviciul de venituri interne putea cere o evidență de la PNL, -FP și Birsong. Dar iar, seul sublinease el, avea o notorie lipsă de personal. Prin urmare, o mulțime de organizații, așa zise, non-profit, nu erau niciodată convocate și scăpau bine mersi cu deturnarea de fonduri. Contabilul întrebă: Dorea Nancy ca el să tragă de limbă confidențial IRS-ul? Emfaticul ei răspuns: Funu. Nu era pregătită să plătească bachișul. Nancy avea la dispoziție serviciile contabilului, pentru că tatăl ei era un client important al firmei acestuia. Același lucru era valabil și pentru un avocat la care apela adesea Milo Molino Inc., iar Nancy îi duse la el pe foștii studenți și puse să dea declarații sub prestare de jurământ, cooperare de bunăvoie. Își construia cu grijă dosarul. Nancy Molino știa de celelalte câștiguri ale lui Birsong ca lector universitar și din scris. Nu era nimic rău în asta sau măcar neobișnuit, dar îi sporea curiozitatea să știe ce făcea Devi Birson cu atâția bani. Apoi circulă un zvon vag, îl auzi la un cocktail că Bilsong și PNLPP-ul apelase la clubul Sequoia pentru sprijinul financiar. Nancy considera acest lucru improbabil și chiar adevărat să fi fost, cu siguranță că bogatul și prestigiosul club Sequoia n-ar fi avut niciun fel de texte cu unii de al de Debbie Bilsong. Oricum, pentru că își făcuse un obicei din a verifica toate pistele, Nancy își desfășurase antenele. Până în prezent, niciun rezultat. Cea mai intrigantă întrebare din toate se ivi într-o zi din ianuarie când Nancy era la volanul Mercedesului ei 450 SL și îl văzut din întâmplare pe Devi Birson trecând pe o stradă din centrul orașului. Fără a zăbovi să se întrebe de ce, hotărâi să-l urmărească. Își lăsă mașina într-un parking cu o autotaxare, aflat la îndemână și porni după el pe jos, păstrând o distanță discretă. Ceea ce urmă părut desprins dintr-un roman de spionaj. Deși Nensi era convinsă că Birson n nu-văzuse, se comporta ca și cum s-ar fi așteptat să fie urmărit și era decis să-și piardă codița. Mai întâi, intră în holul aglomerat al unui hotel. După ce se uită prin jur, se făcune văzut într-o toaletă de bărbați, iar câteva minute mai târziu, ieși purtând ochelari negri și o pălărie moale de fetru, deși înainte fusese cu capul gol. Schimbarea nu-o păcăli pe Nancy. Oricum, Înfățișarea lui era diferită, iar ea își dădu seama că dacă Birson ar fi fost îmbrăcat astfel de la bun început, probabil că nu l-ar fi observat. Părăsi hotelul pe o ușă laterală, lăsându-i un start confortabil, Nancy îl urmă. Aproape îl pierdu, căci mai încolo, pe strada hotelului, Birson se urcă într-un autobuz care închise prompt ușile și porni. Nu avea timp să se întoarcă la mașina ei, dar a avut noroc cu un taxi care se apropia. Nancy îl opri. Flutură o hârtie de 20 de dolari și spuse șoferului un tânăr negru. Nu scăpa din ochi autobuzul ăla, dar să nu se vadă că îl urmărim. Oricum, la fiecare stație vreau să văd cine coboară. Șoferul intră în joc pe dat. Se face cu coană. Treceți doar în spate. Lăsați-mi mie acțiune. Era isteț și plin de resurse. Depăși autobuzul de două ori și de fiecare dată încetini pe banda întâi, astfel ca autobuzul, pe o bandă mai centrală, să-l depășească în timp ce ambele vehicule erau apropiate. Nancy își ferea fața, dar ori de câte ori autobuzul se oprea să ia sau să debarce pasageri, taximetrul era poziționat astfel încât să poată vedea clar. Un rost timp ce păru foarte îndelungat, Bilson nu apăru, iar Nancy se întreba dacă de fapt nu-l pierduse. Apoi, cam după patru mile de la punctul de plecare, coborând, îl putu vedea privind împrejur. ăsta e cel cu barbă, îi spuse ea șoferului. Îl văd. Taximetristul acceleră pe lângă Birson fără a privi spre el, apoi opri în curbă. Nu întoarce capul cu coană, îl am în oglindă. Acum trece strada. După un minut sau două, dracu să mă ia dacă ăsta nu se urcă în alt autobuz. Urmăriră și al doilea autobuz. Mergea în direcția opusă primului și refăcu o parte din drumul inițial. De asta dată, Birson coborâ după câteva străzi, privind iarăși în jur. În apropiere, se aflau câteva taxiuri parcate. Birsong îl lope primul și în timp ce demara, Nancy îi văzu chipul privind prin parbrizul din spate. Luă o nouă hotărâre și comandă. Lasă-l în pace. Dumă în apă în centru. Nancy își judecase astfel. N-avea niciun rost să și forțeze norocul. Spera ca Birsong să nu-i fi depistat taximetru urmărindu-l, dar dacă insista fără îndoială că avea să o descopere. Rezolvarea misterului destinației lui și al motivului avea să rămână pe altă dată. Hei, cucoană, cam greu să te pricea pomul se plânse șoferul când schimbară direcția. Mai întâi vrei să ne ținem de tipul așa că o facem ca lumea. Pe urmă, te lași. Continuă să bombăne. Nici măcar n-am ajuns destul de aproape să-i văd ălui alt numărul. Întrucât își dăduse toată silința, Nancy decise să explice de ce nu vrea să ajungă atât de aproape și poate să fie văzută. Omul ascultă, apoi dădu din cap. M-am prins. După câteva minute, tânărul șofer întoarse capul. Tot mai vrei să afli un sadus a Da, cu cât se gândea mai mult la elaboratele măsuri de prevedere ale lui Birson, cu atât devenea mai convinsă că se petrecea ceva important, ceva ce trebuia să știe. Știi pe unde se învârte mai des tipul?" întrebă șoferul. Adresa lui de acasă? Nu, dar nu mi-ar fi greu să o aflu. Poate am putea face un târg, eu și încă doi amici. Nu lucrează și au mașin cu radio CB. Am și eu un CB. Noi trei am putea face curândul să-l urmărim pe bărbosul, schimbându-ne ca să nu vadă mereu aceeași moacă. Am folosit radiourile, așa când unul se lasă, intră în altul pe fir. Dar pentru a face asta, sublinie Nensi, ar trebui să nu-l scăpați din ochi niciun moment. Se poate face, cum zise ei, prietenii mei, n-are de lucru. Ideea avea posibilitățile ei. Nensi întrebă, cât m-ar costa? Asta trebuie calculat cu coana. Nu așa de mult cât ai crede. Când v-ați făcut calculele, dă-mi un telefon. Nensi își mâzgăli numărul de acasă pe dosul unei cărți de vizită de serviciu. Omul o sună în aceea seară târziu. Până atunci, ea găsise adresa lui Birsong în cartea de telefon. 250 pe săptămână, spuse taximetristul. ăștia pentru mine și îi las doi. Nancy ezită. O fi fost destul de important să se bage în toată complicația și cheltuielile astea? Din nou instinctul îi spuse că da. Să ceară oare banii de la examiner? Se îndoia. Dacă ar fi făcut-o, trebuia să dezvăluie tot ceea ce descoperise până acum și era sigură că ziarul va dori să publice imediat materialul despre Devi Birson și al său PNLVP. După părerea lui Nancy, așa ceva ar fi fost prematur, credea cu tărie, că mai urmau multe și merita să le aștepte. Încă ceva, administrația zgârie brânza ziarului detesta să cheltuiască bani dacă nu era neapărat nevoie. Decise să continue de una singură. Avea să achite costurile din buzunarul ei și spera că va recupera suma mai târziu. Dacă nu reușea, N-ar fi cine știe ce mare nenorocire, deși astfel viola una din regulile ei de viață. După majoritatea standardelor, Nancy Molino era bogată. Cu ani în urmă, tatăl ei înființase un trust de fond ce îi furniza un confortabil venit regulat, însă, din motive de mândrie, își ținea finanțele ei private și câștigurile profesionale separate de acestea. Odată în viață, mândria trebuia umilită. Șoferul spuse că ar vrea ceva în avans, lucru rezonabil așa că Nancy îi spuse să treacă pe la ea ca să-și ridice bani. După aceea, nu mai primi nicio veste timp de șase zile. La sfârșitul acestui interval, tânărul șofer de taxi, care se numea Vikery, îi aduse un raport. Spre surprinderea lui Nancy, era detaliat și îngrijit scris. Erau descrise acolo mișcările lui Birson, se vădeau rutiniere și inofensive. În niciun punct nu păruse conștient că ar fi urmărit. Mai semnificativ, nu făcuse nicio încercare de a scăpa de urmăritori. Se arată că o săptămână nu-i destul, spuse Vaicării. Vrei să mai încercăm una? Ce m-a dracu, de ce nu? se întrebă Nancy. După alte șapte zile, Vaicării reveni. Avea același soi de raport amănunțit cu aceleași rezultate negative. Dezamăgită îi zise. Bine, asta e tot. Las o baltă. Tânărul o privi cu nemulțumire fățișă. Vrei să te dai bătut acum? Uită-te la cât investiși. Simțind-o că ezita stărui, Mergi la faliment. Mai încearcă o săptămână. Ar fi trebuit să te faci unea furisit de comis voiajor, spuse Nancy, nu să conduci orabil. Se mai gândi. Avea probe că Bilsong era un pungaș. Continua să-l creadă delinquent, iar descoperirea locului unde se ducea în mod atât de misterios ar fi fost de folos articolului pe care intenționa să-l scrie. Una peste alta era cazul să-și reducă pierderile sau, așa cum se exprimase puștul acela să meargă la faliment. Din nou instinctul o înștiința că toate cele trei răspunsuri trebuiau să fie da. Bine încrezutule, îi replică ea lui Vaicării. Încă o săptămână, dar nu mai mult. Dă dură peste filon în cea de-a patra zi. Vaicării dădu telefon, apoi veni în aceea seară la ea. Minchipui că ai vrea să afli pe dată. Azi după amiaz, bărbosul a încercat să se scuture de toată lumea, la fel ca în ziua aia cum a ta și cu mine. Adăugă fudul. I-am venit de hac. I-am venit de hac în puțitului. La cât m-a costat, comentă sper al așa e. Tânărul rânji în timp ce și prezenta obișnuitul raport scris. Consemna că David Bilson mersese cu mașina sa proprie de la garajul de acasă până în capătul opus al orașului, unde și-o parcase. Înainte de a ieși din mașină își pusese ochelari negri și pălărie. Apoi luase un taxi înapoi prin tot orașul, urmat de două drumuri cu autobuzul în direcții diferite și în cele din urmă o plimbare pe jos, trase o colitor până la o casă mică din partea de est a orașului. Intrase în casă. Adresa era scrisă în raport. Bărbosul a stat înăuntru două ore, preciză Vaicări. După aceea, continuă raportul, Bilson gloase un taxi până la câteva străzi distanță de locul unde avea parcată mașina. Mersese pe jos până la mașină și conduse până acasă. Vaicări întrebă cu speranță. Vrei să-l mai urmărim nițel pe bărbosul? Adăugă. Ăi, amici ai mei, tot n-are de lucru. Cu tine ca prieten n-ar trebui să-și facă griji, spuse Nancy, clătină din cap. Gata. Acum, cu două zile mai târziu, Nancy stătea așezată în mașina ei, observând casa pe care o vizitase atât de secretos de Vibirsog. Era acolo de aproape două ore. Se apropia amiaza. Ziua de ieri, prima după raportul final al lui Vaicării, și-o petrecuse achitându-se de un articol comandat de examiner, deși încă nu-și predase exemplarul la redacție. Avea să o facă mâine, până atunci, timpul îi aparținea. Casa pe care o supraveghea se afla pe Crocker Street la numărul 117. Era una dintr-o duzină de case aliniate identice, clădite în anii 20 și cu un deceniu în urmă renovate de către un constructor întreprinzător care credea că districtul e destinat revigorării și promovării. Constructorul se înșelase. Crocker Street rămăsese ceea ce era o arteră mohorâtă și neimpresionantă, unde oamenii locuiau pentru că nu-și puteau permite ceva mai bun iar casele renovate lunecau înapoi, în vechea lor stare, lucru atestat de lemnăria ciupită, ferestrele crăpate și zugrăveala coșcovită. În ochii lui Nensi, casa de la numărul 117 nu părea cu nimic diferită de restul. Evazivă, își parcase Mercedesul la distanță de o stradă și jumătate, de unde avea vedere clară asupra casei, dar spera să nu poată fi și ea observată. Prezența altor câteva mașini parcate o ajuta. Luase cu ea un binoclu, dar nu-l folosise de teamă să nu trezească interesul vreunui trecător. Până acum pe stradă se desfășurară puțină activități, iar la numărul 117, absolut niciuna. Nancy n-avea idee la ce să se aștepte, nici măcar dacă să se aștepte cât de cât la ceva și nici vreun plan nu-și făcuse. Pe măsură ce trecea dimineața, dorea să poată vedea pe unii din ocupanții casei, dar dorința îi rămase neîmplinită. Se întreba dacă stătuse acolo destul de mult. Poate să plece mai bine acum și să revină în altă zi. Un vehicul îi depăși mașina parcată, la fel cum mai făcuseră multe altele în ultimele două ore. Observă întreagăt că era un furgon Volkswagen tamponat, vopsit în maro și cu un geam lateral spart. Fereastra era peticită grosolan cu carton și panglică de aia ambalat. Deodată, Nancy intră în alertă. Volkswagenul cotise traversând strada și se oprise în față la 117. Coboră un bărbat. Nancy riscă să-și folosească binocul. Văzut că era slab, cu părtun scurt și o mustață stufoasă, aprecie că ar avea spre 30 de ani. Prin contrast cu furgoneta, omul era îmbrăcat îngrijit într-un costum albastru închis cu cravată. Trecu în spatele autovehiculului și deschise portiera. Binoclul era puternic. Se folosea de el acasă pentru a urmări descărcările din port și întrezări mâinile individului. Observă că erau pătate rău într-un anume fel. Acum omul se aplecă în dubă de unde ridică un cilindru colorat în roșu de mărime apreciabilă. Părea a fi greu. Depunând obiectul pe trotuar, se întinse înăuntru și mai scoase unul, apoi le cără pe amândouă spre casă. Cu acest prilej, Nancy își dădu seama că erau stingătoare de incendiu. Individul mai făcut două drumuri între Volkswagen și casă, de fiecare dată ducând înăuntru încă două extintoare roșii. Șase cu totul. După ultima pereche, stătu în casă aproximativ 5 minute, apoi ieși iar și plecă la volanul mașinii. Nancy șovăi să-l urmărească, apoi hotărâs să nu o facă. În continuare, se întrebă, ce nevoie avea o casă atât de mică de atâta pază contra incendiilor? Deodată exclamă, căcat! Nu-i trecuse prin minte să noteze numărul de înmatriculare al Volkswagenului, lucru pe care l-ar fi putut face cu ușurință. Acum era prea târziu. Își reproșă că era o detectivă proastă și se gândi că poate la urma urmei tot ar fi fost mai bine să urmărească furgoneta. Oricum, era vremea să plece? Așa se părea. Mâna îi se apropie de cheia de contact, apoi se opri. La numărul 117 se întâmpla altceva. Încă o dată, își lobii O femeie ieșise din casă. Era tânără, subțire și îmbrăcată neglijent în blugi decolorați și o scurtă de postav. Aruncă o scurtă privire în jur, apoi o, -o la pas în direcția opusă Mercedesului parcat. De asta dată, Nancy nu mai ezită. Porni mașina și o scoase din locul de parcare. Păstrând femeia sub observație, o urmă încet, prudentă, încetinind din când în când la curbe, astfel ca să nu-și depășească prada. Femeia nu privea înapoi. Când dădu un colț, Nancy așteptă cât de mult îndrăzni înainte de a face același lucru. Ajunse la timp pentru a o vedea intrând într-un mic supermarket. Avea parcare și Nancy conduse mașina înăuntru. O încuie și intră în magazin. Supermarketul era moderat de plin cu 20 de persoane, poate, la cumpărături. Nancy zări femeia pe care o urmărise în capătul opus al unui culoar, punând cutii de conserve într-un cărucior de târguie. Nancy lua și ea un cărucior aruncând în el câteva produse la întâmplare de pe rafturile din apropiere, apoi înaintă chipurile indiferentă spre cealaltă femeie. Părea chiar mai tânără acum decât de la distanță, puțin mai mult decât o fată. Era palidă, cu părul blond, nepieptănat, și nu folosea machiaj. Pe mâna dreaptă purta ceva semănând a o mânușă improvizată. Era clar că acoperea un soi de diformitate sau rană, căci nu-și folosea decât mâna stângă. O întinse, alese un borcan de ulei mazola și citi eticheta. Nancy Molino își manevră căruciorul pe lângă ea, apoi se întoarse brusc, ca și cum ar fi uitat ceva, și întâlni ochii celeilalte femei. Nancy zâmbi și spuse veselă. Bună, nu cumva ne cunoaștem? Adăugă, Cred că avem o cunoștință comună pe Devi Bilson. Răspunsul fu prompt și uluitor. Fața tinerei femei se făcu albă precum cenușa. Începu să tremure vizibil, iar uleiul mazola îi căzut din mână spărgându-se pe dușumea. Se lăsă o tăcere de câteva secunde, timp în care nu se întâmplă nimic, cu excepția unei băltoace de ulei ce se întindea cu repeziciune pe culoarul dintre gondole. Apoi, responsabilul magazinului se apropie în grabă, cotcodăcind ca o găină îngrijorată. Doamne Dumnezeule, ce mizerie! Ce s-a întâmplat aici? Eu am fost de vină replică repede, Nensi. Îmi cer scuze și am să plătesc ce s-a spart. Dar nu plăti și curățenia, nu? Obiectă responsabilul. Nu spuse Nensi. Dar ia gândiți-vă ce mai gimnastic o să faceți. O luă de braț pe cealaltă femeie care continua să stea țintuită locului ca sub imperiul unui șoc. Hai să mergem de aici. Fără a se opune, abandonându-și căruțul de cumpărături, fata în scurtă de postav și blugi o urmă. În parcare, Nancy o mână pe fată spre Mercedes, dar când deschise ușa din dreapta, aceasta păru că intră în alertă. Nu pot, vai, nu pot, trebuie să merg înapoi acasă. Vocea îi era stridentă de nervozitate, iar tremurul care la ieșirea din supermarket încetase, se porni din nou. O privi pe Nancy cu ochi sălbatici. Cine ești dumneata? Sunt o prietenă, ascultă, eu un bar după colț. L-am văzut venind în coace. Ce-ar fi să mergem acolo și să bem ceva? După cum arăți, ți-ar prinde bine. Ți-am spus că nu pot. Ba, pot și ai să vii, insistă Nancy. Pentru că dacă nu vii, am să-l sun pe prietenul tău, David Bilson, gând după amiaza asta și am să-i spun... Habar n-avea cum ar fi încheiat fraza, dar efectul acesta fu ca un șoc electric. Fata intră în mașină fără niciun alt protest. Nancy trânti portiera după ea, apoi ocoli până în partea cu volanul. Nu le luă decât câteva minute ca să ajungă la bar, iar în fața acestuia era loc de parcare. Lăsară acolo mașina și intrară. Interiorul era întunecos și mirosea mucegai. Hristoase, exclamă Nensi. Avem nevoie de un câine călăuză ca la orbi. Dibui drumul până la o masă din colț de parte de ceilalți câțiva oameni ce beau deja. Fata o urmă în timp ce luau loc. Nancy spuse. Trebuie să te numesc într-un fel. Cum? Ivet. Apăru un chelner, iar Ivet comandă o bere. Nancy cerând un daichiri. Tăcură până la susirea băuturilor. De asta dată, fata vorbi prima. Tot nu mi spus cine ești nu părea să existe niciun motiv de a ascunde adevărul. Numele meu este Nancy Molino, sunt reporter la ziar. De două ori până atunci, Ivet se arătase șocată, dar de asta dată efectul fus și mai mare. Gura îi se căscă moale, paharul îi căzut din mână și dacă Nensi nu îl prindea, ar fi avut aceea soartă ca mazola. Nu te repezi o îndemnă, Nensi. Reporterii nu mănâncă oameni decât când le e foame. Mie nu mie. Chinuindu-se cu cuvintele, fata șopti. Ce vrei de la mine? Niște informații. Ivet își umezi buzele. Ca de pildă? Ca de pildă, cine mai locuiește în casa de unde ai ieșit? Ce se petrece acolo? De ce vă vizitează David Birson, Asta pentru început. Nu te privește. Ochii lui Nancy se obișnuiau cu întunericul și putea să vadă că, în ciuda străfulgerării de glumă, femeia, cealaltă, încă mai era înspăimântată. Încercă un foc la nimeral. Bine, cred că trebuia să merg la poliție din capul locului și... Nu! Ivet se ridică pe jumătate, apoi căzul la loc. Dintr-o dată își îngropa fața în palme și început să suspine. n întinse mâinile spre ea peste masă. Știu că ai unele necazuri. Dacă mă lași, am să te ajut. Printre suspine. Nimeni nu mă poate ajuta. După o clipă, cu un evident efort de voință, Ivet se ridică în picioare. Acum mă duc. Chiar și în acuta ei nefericire avea o anume demnitate. Uite ce e zise Nancy. Facem un târg. Dacă ești de acord să ne mai întâlnim, până atunci n-am să spun sau n-am să fac nimic. Fata ezită. Când? Peste trei zile, tot aici. Nu trei zile. Din nou amestecul de îndoiel și frică. O săptămână, poate. N-avea încotro. În regulă. De azi, într-o săptămână, miercurea viitoare, aceeași oră, același loc. Cu o încuvințare din cap, Ivet plecă. Îndepărtându-se la volanul mașinii, Nancy nu era sigură dacă stăpânise situația bine sau prost. Și la urma urmei, ce mama naibii erau toate astea? Cum se potriveau Devi Birson și Ivet? Aluzia lui Nancy la poliție în timpul conversației cu Ivet Pusese o remarcă negândită, impulsivă. Totuși, reacția aproape isterică a fetei sugera că se întâmpla ceva ilegal. Dacă era pe așa, atunci și ce fel de ilegalitate? Totul era enervant, cu prea multe întrebări, prea puține răspunsuri, ca încercarea de a asambla un puzzle fără cea mai vagă idee de ce ar putea reprezenta rezultat.